Ai un câine cu probleme de comportament pe care vrei să-l duci la dresaj? Care este diferența între dresaj și educație comportamentală? Care este potrivită pentru tine? Și de unde ar trebui să începi? Dacă ți-ai pus aceste întrebări, atunci acest video este pentru tine. Continuă să te uiți. De multe ori sunt sunat de către tot felul de proprietari, recomandați de către colegii mei, medici veterinari, și mă întreabă, uitați, am o problemă cu câinele meu, oare ați putea să mă ajutați cu un dresaj? Și întotdeauna le spun, ok, eu nu fac dresaj, fac educație comportamentală și încep să le explic ce înseamnă educația comportamentală. Tocmai din acest motiv vreau să fac și acest video ca să diferențiem aceste două tehnici care sunt, să zicem așa, diferite, dar în același timp și complementare. Adică nu pot să fac educație comportamentală fără dresaj. Și uneori și invers. Și atunci am ales 5 criterii pe care o să le enumăr acum, tehnic, antrenament, psihologic, comportament și relație, prin care facem, să zicem așa, diferența între dresaj și educație comportamentală. O să le iau pe rând. Încep cu tehnic. Din punct de vedere al dresajului, partea de tehnică o face dresorul. O perioadă, nu știu, 3, 4, 5, 6 săptămâni, în funcție de vârsta câinelui, problemele pe care le are rasa și așa mai departe. Iar la sfârșit, dresorul vă predă dresajul care l-a făcut. Adică, cumva, stăpânul trebuie să ia toate informațiile printr-o învățare prin mimetism, ceea ce a făcut dresorul, și să continue această muncă, bineînțeles, prin consecvență, perseverență și așa mai departe. În educație comportamentală, aici luăm câinele ca și individ particular. Chiar dacă este din aceeași rasă, chiar dacă e de același sex, din același cuib, pot fi diferiți, pot fi indivizi diferiți. Și atunci, prin observare, ne dăm seama care sunt nevoile individului. Observăm și după aceea lucrăm. Este un fel de muncă autodidactă în care tu lucrezi cu câinele tău și efectiv tu implementezi personalizat dresajul către câinele tău. Al doilea criteriu este antrenamentul. În dresaj este bazat pe execuție și rutină, până când câinele învață. Este vorba de un program zilnic pe care trebuie să-l execuți până când se formează niște circuite neuronale la nivelul câinelui, astfel încât la un moment dat el face acest lucru pe pilot automat, instinctiv. Vă dau un exemplu, da? Șezi. Este la început nevoie de un pic mai mult efort, după ce îl faci de mai multe ori, efectiv doar miști mâna și la un moment dat câinele ți intră în șezi. Pentru că el automat vede mâna ta, datorită unui antrenament lung și constant, că el trebuie să stea în șezi. Ei, în educația comportamentală, lucrurile vin un pic și din partea proprietarului. Am observat de multe ori că, ok, proprietarul face chestia asta un timp, iar după aceea apare plictiseală. Și din plictiseală câinele nu mai execută. Și atunci, cum facem acest program de antrenament să fie plăcut atât pentru proprietari cât și pentru câine, să fie folositor și câinelui? Și atunci, aici deja apare o formă de integrare a acestui proces de antrenament. Se discută individual cu proprietarul, cu stăpânul, da? În funcție de programul lui, astfel încât, din punct de vedere individual, al antrenamentului, câinele să aibă toate nevoile împlinite. Al treilea criteriu, psihologic. Aici criteriul din punct de vedere psihologic
Vine prin condiționare din punct de vedere al dresajului. Adică dăm o recompensă, câinele trebuie să execute. Arătăm recompensa, execută, îi dăm. Facem acest lucru de mai multe ori. Condiționare, condiționare, obținem rezultat. Este o muncă pe care, din punct de vedere psihologic, câinele o știe foarte, foarte ușor. Din punct de vedere al educației comportamentale, aici intrăm într-un mediu medical. Niște lucruri care, de exemplu, nu sunt chiar atât de observabile de foarte multă lume. De exemplu, depresia, anxietatea câinelui, da, și suferă de așa ceva. Și apar în diferite momente. Vă dau trei exemple. Momentul în care, în perioada de junior sau papi, este adus de la tuns. După o castrare, după o sterilizare, după o manoperă medicală, după schimbarea locului, mergeți în concediu, ajungeți în alt loc, total diferit față de ce a trăit câinele până atunci, cum îl facem să se adapteze la locul respectiv, când îl aducem înapoi, cum îl facem să se readapteze. Nu uităm niciodată că lumea animală este diferită față de lumea umană. Noi înțelegem lucrurile într-un fel, ele înțeleg în alt fel. Și cum facem acest lucru, aceste două lumi să se unească, asta învățăm în educație comportamentală. Al patrulea criteriu este criteriul de comportament. Aici, la criteriul de comportament, dresajul remediază problemele pe care le ai. Ai o problemă de câinele nu merge la pas. Chem dresorul, înveți câinele să meargă la pas. Vrei să-l înveți să nu mai mănânce de pe jos. Chem dresorul, remediază problema. Vrei să stea singur în casă. Chem dresorul, stă singur în casă. Este remedierea problemelor pe care le ai tu cu câinele tău. Dresorul știe cum să facă acest lucru și atunci el îți începe această muncă pe care tu va trebui să o continui și să fii consecvent. Din punct de vedere al educației comportamentale, aici apar niște întrebări. Noi știm care este scopul câinelui. Da? Câinele are un scop. El e nevoie să îndeplinească niște sarcini pentru noi, să fie drăgălaș, să fie iubitor și așa mai departe. Bun. Cum facem acest lucru? Prin comportamentul nostru. De multe ori stau de vorbă cu foarte mulți oameni și care au animale de companie cu tot felul de probleme de comportament și le spun, ei îmi spun, câinele meu face asta, 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 asta. Și la un moment dat stau și mă uit la ei și spun, știi, câinele tău nu are nicio problemă? Și stau, se opresc, fac o pauză și zic, da, știu, problema este la mine. Eu îl influențez, dar nu știu ce să fac. Ei, educația comportamentală, în acest criteriu comportament, îți spune ce să faci tu și cum te adaptezi tu, din punct de vedere comportamental, la lumea animală. Este dificil să scoți câinele din lumea lui și să-l aduci în lumea umană. Aia înseamnă umanizare. Iar de acolo apar o mulțime de probleme. Haideți să ne câinim, nu să umanizăm animalele noastre, câinii noștri. Al cincelea criteriu este vorba despre relație. Partea de relație este cea mai frumoasă. Deci mergem din tehnic, în antrenament, în psihologie, în comportament și ajungem acolo unde ne dorim, că de fapt vrem o relație om-animal armonioasă, echilibrată cu câinele nostru. Și atunci, din punct de vedere al dresajului, asta înseamnă o muncă. Sunt câini de muncă, sunt câini de vânătoare, sunt câini de pază și apărare, sunt câini de scotocit vizuini, sunt câini de căutat șobolani și așa mai departe. Bun, asta este munca și e nevoie să luăm în considerare munca pe care o depune câinele nostru. Dresorul asta te învață, cum să muncești
cu câinele tău, astfel încât el să-și consume energia, atât cea corporală, cât și cea mentală. Este foarte important. În educație comportamentală, criteriul de relație îl luăm, învățăm ce înseamnă să fii lider în viața sau în haita în care trăiește câinele tău. Și aici este o muncă continuă de 24 din 24. Este mai mult o formare a proprietarului, a stăpânului, ca lider în haită și câinele ca și recompensă, pentru că el are cu totul și cu totul altă perspectivă, îi oferă ceea ce ne dorim cel mai mult în momentul în care ne luăm un câine, și anume afecțiune. Acea afecțiune care este unică și la care spunem noi, câinele ne dă iubire necondiționată. Aici este cum învățăm să fim lideri într-o haită de câini. Din nou, în această relație intrăm în lumea câinelui. Și de aici conexiunea cu animalul de companie și cu câinele tău. Asta a fost tot. Până săptămâna viitoare, a fost Grig. Vă salut!